Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la prognoza meteo. Vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii relativ extinse vor cădea precipitații, la început sub formă de ninsoare, apoi și sub formă de lapoviță și ploaie, ce vor favoriza apariția poleiului. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 și 0 grade, iar cele maxime între 2 și 4 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o vreme plăcută, însă din peisaj nu au lipsit ninsorile. Maxima a ajuns la 2 grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de minus 2 grade. Mâine meteorologii anunță vreme asemănătoare în cele 4 orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 3 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 0 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 3 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la 0 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 3 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 0 grade. În zilele care urmează, vremea se menține pe aceeași linie. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 8 grade. Miercuri vom avea parte de vreme destul de rece și posibile ninsori. Maxima va atinge 3 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 0 grade. În cursul zilei de joi, maxima va ajunge la 5 grade în miezul zilei, iar minima se va opri în jurul valorii de minus 3 grade. Vineri, maxima se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 2 grade. Sunt Diana Pop și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.salajanul.ro. La revedere!